Și în același timp, ieri 20 martie, a fost Ziua Internațională Francofonă. Ziua în care întreaga lume francofonă se reunește pentru a împărtăși anumite valori spirituale, științifice, culturale, dar și politice, economice și de altce. Până la urmă, eu cred că cu toții vorbim trei limbi, fără să ne dăm seama. Prima limbă normală este cea română, care este limba mamă, limba prin intermediul căreia putem vorbi, unica limbă, cred că, prin intermediul căreia putem vorbi cu nebunicii. Cea de-a doua limbă, în funcție de preferințe, fie că unii o au ca și limba,